Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem la o nouă discuție astăzi despre sistemul de învățământ superior ieșan. Invitatul meu de astăzi este Daniel Covătariu, șef de lucrări, doctor inginer, președinte al Fundației Universitare Gheorghe Asachi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc din nou pentru oportunitatea de a fi alături dumneavoastră și de a ne face voce auzită. Din titulatura noastră, deja cred că am devalat că are legătură cu Universitatea Gheorghe Asachi. Sunteți fundația universității, dumneavoastră sunteți președintele ei. O reprezentați. O reprezentați, da. Încercăm astăzi să discutăm despre aportul pe care îl poate aduce fundația. Practic a fost creată de universitate, nu? Da, unic fondator. Da, și de ce a fost nevoie de această fundație și să încercăm să vedem cum se poate descurca și care ar putea fi aportul pentru universitate, pentru studenți în final, nu? Corect. Haideți să pornim așa, s-au împlinit anul ăsta 5 ani. Cinci ani și un pic de la înființare. Care ar fi principalele zone în care ați mers în perioada asta? Ca să o luăm cu începutul, cum spuneați, acum 5 ani, după o perioadă de un an, doi de așezări de documente și acte, a apărut fundația. Fundația a apărut ca o necesitate, unii ar spune puțin mai târziu, dar niciodată nu-i prea târziu, ca o necesitate pentru a schimba un pic modul, hai să spunem, formal, pe care îl presupune cuvântul ăsta, universitate, știți? Și mai mult de atât, dacă e să facem și o comparație de termen, fundația, din termen constructor, fundația înseamnă o bază. Sigur că nu putem pune noi baza, până la urmă fundația, știi, tot rămâne un ONG, ci încercăm să execut, să facem, să mediem, să propunem activități care pot schimba un pic cadrul ăsta puțin, hai să spunem, perceput din afară mai rigid, universitate, profesor, student, să-l schimbăm un pic într-un mediu de colaborare și să atragem și alți actori în zona asta învățământului și să nu mai spunem simplu învățământ, ci hai să spunem dezvoltare, hai să spunem transformarea unor om sau crearea unor persoane, unor entități pentru ce avem nevoie să ne dezvoltăm în viitor, ca societate. O practică în România, e o practică și în restul Europei, astfel de fundații care să însoțească universitățile? Sigur că da, și în legislația românească, europeană, internațională există această practică și datorită dorinții, spuneam, de a atrage fonduri suplimentare. Pentru că ONG-ul, e clar, fiind o societate non-profit, nu lucrează cu bani publici. Atunci, sursele de finanțare care pot susține sau crea posibilitatea unor alte activități vin tocmai din alte zone decât cele, să zicem, furnizate de stat. Și știți foarte bine, învățământul este alimentat în proporție covârșitoare de către fondurile de stat. Fundația vine ca o, hai să spunem, o completare și spuneam o extindere a posibilităților sau a cadrului, așa cum îl văd cei din exterior rigid, eu n-aș zice că este rigid, dar care este și, sigur că da, suntem și noi raportați la o legislație. Chiar nu putem să ieșim din zona asta, pentru că așa într-o societate civilizată. Trebuie să ne aportăm niște reguli cu care suntem toți de acord. Dar chiar și cu regulile astea vi se deschid orizonturile. Categoric. Și datorită faptului că prin activitatea pe care o facem de a încerca să atragem fonduri, avem cunoștințe noi. Și atunci, evident că contra sumelor de bani pe care noi numim contribuții, sponsorizări, cum vreți dumneavoastră, sigur că persoana respectivă trebuie să aibă un câștig, luând-o așa cu ghilimele de rigoare. O participare avem nevoie, poate chiar avem nevoie, pe lângă sprijinul, adică dacă vreți, direct financiar și un sprijin a celor care sunt alături de noi în logistica, implicare. Pe de altă parte, dacă spunem fundație, ONG, nu trebuie să spunem semnul egal cu, nu știu, umanitar sau... Obișnuit cu termenul ăsta. Adică de aia vreau să punctez un pic ce a spus dumneavoastră, că trebuie să existe beneficii de fiecare parte. Și cel care oferă sponsorizarea, în final, pe lângă faptul că, să spunem, nu mai știu cum e legislația acum, banii aia oricum s-ar fi dus ca impozit. Este o parte din sponsorizare, o să o discutăm mai pe final, dacă o să-mi permiteți. Și respectivul care face sponsorizarea trebuie să aibă un beneficiu până la urmă, nu? Categoric.
Asta spuneam, ONG, noi spunem, domnule, non-profit, adică toți banii care intră trebuie să-și iasă, uh-huh, cu excepția unor mici cheltuieli interne de care ai nevoie pentru a te menține. În cazul nostru, evident că toate veniturile se duc în sprijinul unui scop unic care îl are fundația. Dacă e mai largă paleta de activități, dar ca scop unic este cea de a menține, de a dezvolta și de a propaga spiritul universitar. Dacă și în general al universității noastre, în mare parte. Asta, cred că e un soi de definiție a fundației. Da, e scopul creierii, că m-ați întrebat de ce a fost creat. Da. În principal pentru a ieși din cardul regin bancă, da? Uh-huh. Student, profesor, bancă, tablă, da? Și încercăm să discutăm altfel, nu neapărat la masă, știți foarte bine ce se întâmplă în campus, care este o activitate, nu neapărat universitară, dar este o activitate care duce la dezvoltarea tineretului în principal de care vorbim, și atunci încercăm să creăm sau să oferim, dacă vreți, până la urmă, prin ceea ce poate să facă fundația, un alt cadru poate mai lijer, mai nu neapărat non-conformist, dar nu atât de rigid, prin care tinerii care doresc și au posibilitatea de a, și nu numai tineri, să știți și profesori, când spun tineri mă refer și la colegii mei mai tineri, care își doresc poate altceva sau își doresc să facă mai mult și nu le permite cadrul rigid al legislației universitare, al legislației de învățământ superior. Deci sunt lucruri care vin în completarea educației formale, exact, din sala de curs. Asta e și motivul pentru care în urma discuțiilor în Senat și în Consiliul de Administrație s-a considerat, spuneam acum 5-6 ani, necesitatea apariției unui nou organism, dacă cred că e mult spus organism, pentru că știți foarte bine că membrii Consiliului Director al Fundației sunt cadre didactice, deci teoretic facem parte și din universitate, facem parte și din universitate, dar în limita timpului nostru și a dorinței noastre de a ajuta mai mult, încercăm să creăm, bineînțeles, cu aportul principal al universității și cu tot ceea ce ne poate crea, spuneam, în limita legislației, să încercăm să aducem ceva plus, un plus valoare, cum e termenul. Vorbeam și înainte de a porni discuția oficială, vorbeam și de contextul actual, care nu-i tocmai grozav pentru genul ăsta de activități. Da, pentru că și cei 2 ani de pandemie și celălalt eveniment care se desfășoară aici în apropiere de noi, a afectat foarte tare societatea în care trăim și care ne dezvoltăm, din două puncte de vedere. Unu, pandemia ne-a dus la lipsa comunicării față în față, iar în principal activitățile pe care le facem noi, tocmai spuneam, nu dorim să fie rigide și atunci pentru a nu fi rigide au loc la o discuție, la un face-to-face, la cu totul altă abordare, lucru care ne-a fost, cu ghilimele de rigoare, interzis în perioada care a trecut. Se observă un dezgheț în perioada asta, dacă nu... Da. O să vedem. Dar oricum ne-am obișnuit și poate că ar trebui să vedem și lucrurile bune din perioada care a trecut. Adică această digitalizare forțată, să spunem... Care cumva ea trebuia făcută, urma să se facă... Accelerată. Hai să spunem forțată, ce accelerată, la care am fost nevoiți să ne aplicăm, ne ajută. Ne ajută pentru că viteza în care trăim epoca aceasta nu poate fi făcut decât prin această digitalizare și prin această modalitate de comunicare mult mai rapidă. Sigur că are deficiențele ei, lipsa contactului om la om, ochi în ochi, știți cum este, e într-adevăr pentru și a unui alt limbaj pe care îl poți transforma, limbajul corporal, așa și știți foarte bine, nu poate să transmită toată informația, cu atât mai mult cu cât spuneam, modalitatea prin care dorim să transmitem acest lucru ar trebuie să fie non-formală și atunci nu te ajută. Digitalizarea că e rece. Până la urmă, display-ul ăla din fața noastră este rece și nu poate transmite totdeauna ceea ce dorim. Dar una peste alta, repet, ar trebui să vedem din această perioadă, în ultimii 2 ani prin care am trecut, să extragem și părțile bune. Adică viteza, transmiterea informației este mai rapidă și poate s-au întrezărit, și eu sunt convins, că se întrezăresc alte domenii. Alte domenii de activitate și de rezolvarea unor probleme mai rapid. Lucru care, din punct de vedere al ingineriei și arhitecturii, zona în care ne desfășurăm activitatea, este important. Pentru că avem timp de alte încercări, de alte abordări.
Uh-huh. Și știți că pragmatismul ăsta tipic ingineresc ajută. Este ajutat foarte mult de și instrumentele pe care le folosim se duc în zona digitalizării. Deci undeva era nevoie. Parcă modalitatea bun, în care... Bun, aveți și o facultate de profil, nu? Automatică și calculatoare, dar chiar și electronica, uh-huh. electrotehnica, da, tot da. În zona asta. Chiar aici fiind spus, dacă îmi permiteți, știți foarte bine, zile trecute la sediul universității a venit o altă mare multinațională, cum spunem noi, Bosch. Pot să o pronunț, nu ne sponsorizează, da. Dar ca idee. Și a avut discuții, foarte interesant că vorbeam de acest cadru, la nivel de acele trei facultăți pe care le-am amintit și de strategie de predare și de programe analitice, adică ei vor, bun, îi luăm asistenți, uh-huh. absolvenți, scuze, dar și probabil îi vom angaja în noua fabrică pe care înțeleg că vrea să o facă Bosch în zona Iașului. La Miroslava, parcă. Exact. Da. Dar întrebarea este, sunt pregătiți? Voi, cadre dați, aveți posibilitatea să-i pregătiți? Uh-huh. Ceea ce este foarte corect, acest dialog al, hai să spun cu ghilimele de rigoare, al beneficiarilor uh-huh. activităților universitare, se implică mai mult. Ceea ce până acum, să zicem vreo 20 de ani, dar ei sunt obligați și observăm lucrul ăsta, practica asta, poate o vedem mai mult la firmele de afară, care vin și spun, domnule, corect, am da. Nevoie de asta, dar vreau să-i pregătești în domeniul ăsta, uh-huh. ceea ce e foarte corect. Și, repet, lucrul ăsta se poate face și într-un mediu altul. Ei vin cu percepția din piața muncii, cu exact, identifică exact problemele. Asta e diferența și, într-adevăr, cu mulți ani în urmă, exista bariera asta, nu știu, de comunicare sau nu-mi dau seama, în care... Artificială, da. Să termina școala, absolventul ieșea pe poartă și apoi... Era treaba corect, lui mai corect, departe corect. Ce, cum se descurcă. Cât că vorbeam și lucrul ăsta mai devreme, a spus că s-a mărit numărul actorilor implicați în genul ăsta de activități. Da. Dacă până acum vorbeam așa de student, cadre didactice, hai să spunem angajatori, observăm în ultimul timp o deschidere mai mare a altor factori care avem. Să știți că nu spun cu rea credință, dar organele locale, până recent, organele de conducere locale, uh-huh. da? Sau autorități locale, nu neapărat, și alte firme din zonă, vin foarte, foarte mult în zona noastră. De ce? Pentru că înțeleg că dezvoltarea regională în zona Iașului poate veni și pe acest brand. Pentru că știm foarte bine, cum o spune de multe ori domnul primar Mihai Chirica, educația poate fi un brand pentru Iași. Și îl este, chiar dacă vrem să recunoaștem noi cu cele 5 universități de stat pe care le avem, cu campusurile universitare, cu emulația care se creează în jurul astfel de branduri, poate crea, știm foarte bine, o astfel de brand al unui oraș în care trăim și care îl vrem dezvoltat. Păi la ora asta, cred că mai bine de 12-15% din populație da. Înseamnă studenți, da, care da. Înseamnă un capital uriaș. Și cred că ați observat, pe timpul verii nu mai e pustiu. Da, cum era da, înainte. Da, deci da. Și aici paradigma se da. Schimbă. Dacă așa înainte e. Vreme, da, au plecat studenții, putem da. Circula pe stradă. Nu mai e așa. Ați observat? Și observăm asta și din campusuri. Da? Campusuri sunt la fel de ocupate și vara, pentru că studentul fie își prelungește șederea printr-un job pe care îl poate accede pe timpul verii pentru a-și îmbunătăți situația materială, fie prin proiectele pe care le desfășurăm, da? Proiecte de antreprenoriat, proiecte de dezvoltare, sunt internship-uri oferite, de ce spuneam, de angajatori și atunci... Multe plătite. Da. Burse alocate în zona asta. E vorba doar de, nu știu, o chestiune economică, de asigurarea traiului la studenții care rămân sau deja vorbim de un soi de dezvoltare personală, sigur. Incluzând și zona asta de internship, antreprenoriat? Și... Categoric. Se observă dorința lor, dacă din primii ani spuneam, știți, la noi împărțită materia în două. Da? Primii doi ani, să spunem, este o pregătire generală, după care următorii doi ani de facultate, o pregătire specializare și hiperspecializarea care vine undeva la master și ulterior la doctorat. Da. Ei, observăm chiar din primii ani, din primul an, dacă vreți, și observăm și altceva, un lucru foarte interesant în ultimii ani, la admitere. Dacă până acum am scris și știți că universitatea noastră a acordat această posibilitate de a te înscrie cu același dosar la mai multe facultăți. Da.
am constatat în ultimii 2-3 ani, să spunem, o dedicare. Dacă vreți, asta nu mai spune, mă scriu și acolo, sau eu am media asta, știți, acel calcul elementar, dar până la urmă de bază, care îl făceau, domnule, cum voi, cam uitându-ne la experiența anilor trecuți, cam aici mă încadrez eu. Nu, ei vin deja pregătiți. Poate și datorită, iarăși, activităților pe care le facem noi cu liceeni. Atât universitatea, cât și fundația, și sunt multe proiecte care încearcă două lucruri. În primul rând, atragerea unor număr mai mare de studenți, de viitor, de admitanți, de viitor studenți ai noștri, prin popularizarea și explicarea corectă a ce face fiecare din cele 11 facultăți, și doi, avem proiecte care încearcă să elimine abandonul școlar, universitar în cazul nostru. Iarăși cu ajutorul unor cursuri suplimentare care se fac și nu numai de către didactice, chiar de către studenți mai mari. Altfel vine informația când încearcă să-ți explice un coleg care a fost în situația și ta. Și altfel, o altă dezinvoltură am eu în a pune întrebări pentru, adică una e să fiu față în față cu un profesor universitar unde nu știu dacă aș putea să... Ba, să știți că această barieră s-a depășit. Asta e grozav dacă e așa. S-a depășit pentru că din feedback-ul pe care îl avem noi după cursuri, totdeauna, la sfârșitul unui curs, simți nevoia, calitatea de cadru didactic pentru auto-perfecționare, pentru dezvoltare, de a solicita un feedback, în afară celui care îl vezi zi de zi. Un feedback general, tragem o linie, s-a terminat asta, cam ce părere aveți cu bune și cu rele. Și atunci, evident că după acel feedback, noi ne încercăm să eliminăm cele rele și observăm din aceste formulare, sau, mă rog, din aceste feedback-uri pe care le primim, o dorință de a colabora mai mult, de a fi implicat mai mult. Adică acea paradigmă în care profesorul scria la tablă și elevul era atent și își lua notiți, nu se mai au notiți în zilele noastre, știți, dar asta și datorită faptului că avem cursurile, suporturi electronice și așa mai departe, chiar nu mai e nevoie decât dacă reține studentul o idee principală, o vorbă, acest lucru, ei se doresc mai mult implicat și noi facem acest lucru, încercând tot timpul să-i implicăm, să-i atragem și nu numai în perioada de seminari, de lucrări practice, acolo unde este evident că lucrul ăsta îl facem, ci încercăm să implicăm atrăcându-i să-și dezvolte gândirea, completând anumite discuții de ale noastre, anumite explicații. Da? Sigur, elementele de bază teoretice trebuie să le dăm noi, dar ulterior ei vin și își dezvoltă. Adică dorința de dezvoltare, atât pe plan profesional, cum spuneam, și antreprenorial sau de dezvoltare personală, este asigurată atât prin cadrul auto-acreditat pe care îl poate face universitatea, și aici revin la fundație, încercând să creeze altfel de cursuri. Da? În sensul de altfel de cursuri care vin dintr-o necesitate, dintr-o discuție, cum spuneam, dintr-un feedback primit. Da? Și nu numai pentru student, ca să revin iarăși la fundație. Ei își doresc o perfecționare. Să știți că ceea ce se întâmplă în acei 2 ani de masterat, poate nu totdeauna este suficient. Pentru că, în general, în acest moment, masteratul vine imediat după cei 2 ani de școală. Noi nu mai avem în ziua de azi, cum aveam, dacă țineți minte, în urmă, o stagiatură, acei 2 ani de stagiatură în care absolventul să-și aleagă o direcție. Și sunt multe specializări pe toate cele 11 facultăți pe care le avem. Și atunci, a face masterul imediat după facultate e bine, se duce pe o direcție pe care a înțeles-o în cei 4 ani. Dar ulterior, omul își dorește altceva sau își dorește și altceva. Și atunci organizăm niște cursuri de scurtă durată. Deci, 3 cursuri, luni, 6 luni. Cum văd eu cursurile astea? Sunt ca niște instrumente de reglare fină a direcției profesionale, până la urmă. Corect. Adică eu am, să spunem, direcția nord sau est sau mare, generică, dar totuși pentru chestii de potecă, Aș folosi acest gen de cursuri care să mă... Știți că este o denumire nu tocmai convenabilă pe noi, dar o zicală, dar trebuie să o spun, că un specialist este o persoană care știe din ce în ce mai mult despre un domeniu din ce în ce mai îngust. Cum ați spus dumneavoastră, poteca. Da? Cam asta, specializările... Se caută din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult. Specializările acestea clare. Da. Exact. Adică dacă știi ceva despre milimetrul ăsta, să-l știi la perfecțiune și nu despre masa asta în general. Înainte de 90 era o vorbă la nemți că este doctor în dioda Zener, nu doctor în fizică.
Doctor în dioda țenă. Deci, da, cum spuneam, da, iarăși sunt un... Deci să menține acest trend. Ba, dimpotrivă, ceea ce spuneam mai devreme cu firma Bosch, da? Uh-huh. Au venit și au spus, ne dorim asta, asta, asta. Da. Da? Adică, hiperspecializări prin niște domenii care au atractivitate în acest moment. Da. Poate peste 6 luni, peste un an, direcția de dezvoltare sau piața, pentru că, până la urmă, piața decide direcțiile în care trebuie să ne specializăm, da? Dar, ca să dau exemplu actual, da? Foarte bine stă Iașu PC, pe partea de informatizare, pe partea de zona asta. Da? Oferim, atât noi cât și informatica de la Cuza, da, oferă. Da, da. Da? Acum observăm, au venit partea de electronizare, electrotehnică, automatizări, ne ducem spre principiul, ne dorim principiul ăla Smart Cities pentru o viață cât mai confortabilă și atunci avem nevoie de device-uri, de senzori, de tot felul de instrumente pe care le pot crea colegii noștri, electroniști, electrotehniști, ajutate de software de la AC, da? De la automatizări. Observăm în jurul nostru se construiește, fantastic, da? Atunci avem, oferim facultatea de construcții și instalații, facultatea de hidrotehnică, iarăși tot în zona construcțiilor foarte mult, da? Arhitecții iarăși ajută foarte mult în zona asta. Deci încercăm să ne modulăm programele de învățământ astfel încât să asigure cerința pieții. Să știți că asta a fost o întreagă discuție în ultimii 30 de ani în România, nu știu, la cel mai înalt nivel, la rang de miniștri, de guvern, de președinte, că exista debalansarea asta între cerere și ofertă. Cerere și ofertă. Universitățile furnizau în continuare aceleași lucruri, dar piața muncii cam voia lipsea un dialog. Ceva. Lipsea, da, un dialog. Da. Care... Spuneți că s-au mai rezolvat. Da, pentru că dialogul s-a făcut prin diferite proiecte pe care au fost, pe care le avem în curs de derulare și care și la care s-a sădit sămânța unor viitoare proiecte. Și este firesc, pentru că observăm, nu numai noi am spus în lipsa de dialogului între, spunem noi, între spuneați, cei care, educatori și beneficiari. Nu, studentul sau admitantul în acest moment este din ce în ce mai bine informat și își dorește acel lucru. Și atunci, bineînțeles că va căuta ceea ce este convenabil pentru el, pe ce vrea să specializeze pentru viitor. Uh-huh. Da? În sensul ăsta, dacă îmi permiteți o adăugire, nu vreau să supăr colegii mei, am vorbit de acei de construcții. Evident că și zona mecanică este foarte bine reprezentată, zona chimiei foarte bine reprezentată în zona asta, pentru că nu se poate, fiecare dintre specializări de care vorbesc își aduce aportul în zona asta unui trai bun. Pentru că până la urmă. Păi toate astea conduc către ideea că Politehnica este în momentul ăsta una din universitățile foarte căutate. Corect. Pentru că până la urmă facem corelarea. Piața muncii s-a mai modificat pentru că se construiește în România în ultima perioadă. Sunt și fondurile astea europene pe... dezvoltare de infrastructură. Exact, de structură. Exact. Nu știu, e edilitar. Chiar acum în derulare Apa Vitală are un mare proiect de extindere, rețea apă, canal. Corect. Știm de drumuri, de linii de tramvai, care toate au legătură până la urmă cu ingineria. Da, 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 sigur. Pe lângă care punem mediul privat, nu mai spunem de industria IT și ce înseamnă pentru Iași, că cred că a fost o gură de oxigen pentru mediul economic. În condițiile astea sunt ingredientele... Dar vedeți, infrastructura era creată. I-au venit pe o infrastructură. E adevărat. Dar din ce înțeleg, ar mai fi loc. Este loc, este loc, sigur că da, și zona asta se extinde, da? Mereu discuția aici e bun. Acum e un moment propice și pentru constructori și pentru IT, pentru, să spunem, majoritatea specializărilor de la dumneavoastră. Nu avem numai, și mecanică, încă o dată. Păi, da, da, sunt da, fabrici exact. Automotive și așa exact, mai departe. Chiar exact. Și avem câteva construcții de mașini în țară, la Craiova, la Pitești, la... Avem în Iași Continentalul. Plus în Iași. Ideea e, peste 10 ani știm ce va fi la modă, peste 20 de ani știm, intuim... Cum ne racordăm la tendințele europene, deci, globale? A treia formă de învățământ care o numim noi cercetare, care este foarte bine reprezentată. Trebuie să știți că, dacă vorbim de cifre, de statistici, nu o spunem noi, o spun alții, noi doar îi cităm, 65% din totalul proiectelor de cercetare studențești sunt la universitate din România, aparțin Universității Tehnice Gheorghe Iasache. Lucru foarte important. Deci, de aici ne putem da seama că ne gândim spre viitor. Exact răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Intuim ce se va întâmpla? Sigur că da, lucrul ăsta poate da. Intuim și chiar creăm viitorul. Exact, exact, pe asta spuneam.
prin activitate de cercetare, care să știți că a scăzut foarte mult vârsta. Dacă la noi, la un moment dat, spuneam cercetare, doctorantul. Să știți că foarte mare din mastere au acea zonă de cercetare, pentru că masterul presupune hiperspecializare. Hiperspecializare nu poți să o faci doar bătând aceeași, vorba dumneavoastră, potecă deja cunoscută, da? Trebuie să mergem pe căi noi. Asta se numește cercetare. Și în zona asta se văd, cum spuneam, cifrele ne dau dreptate, da? Se pare că e o idee bună pe care am plecat acum o perioadă de timp și o dezvoltăm. Uh-huh. Sigur că da. Da. Avem infrastructura necesară, o putem dezvolta în ideea de a crea aceste lucruri. Și lucrurile se văd nu numai din premii la concursul internațional, nu le vreau să le citesc, sunt pe site-ul universității, cred că și popularizate și de dumneavoastră mult, astfel încât nu vreau să le repet. Dar se creează din ce în ce mai multe. Proiectele pe care le avem, infrastructura bună pe care o creăm, o treținem și încercăm să o dezvoltăm, și dorința tineretului. Și a cadrelor care, bineînțeles, să-i ajute din spate. Revenind la fundație aplicat, concret, e întrebarea asta a ziaristului pe orice gen de proiect, sursa de finanțare. Le-ați amintit cât de complicat e atragerea unei sponsorizări sau convingerea unui partener privat, în condiții în care beneficiați totuși de un brand puternic în spate, adică nu e un ONG creat de trei persoane pe stradă care s-au gândit să facă o activitate profitabilă pentru societate, dar neavând în spate un asemenea brand. Să știți că sigur, nu mă plâng, dar situația asta e toată lumea, cred. Ultimii doi ani n-au fost favorabili. Asta e foarte clar. Toată lumea a avut de suferit, fie și din punct de vedere al lipsei de comunicare, nu al lipsei de comunicare, ci spuneam acel față în față, care contează foarte mult. Mai mult decât atât, dacă înainte vreme noțiunea strict de sponsorizare era poftim și nu mă interesează, sau pune și mie numele pe o siglă, pe un banner, pe o afiș, da. Nu mai e așa. Discuția de momentul când apare o nu cred, deși scriptic se cheamă tot contract de sponsorizare, dar în realitate într-un astfel de contract se discută inițial care este implicarea lui. Pentru că omul spune, vin cu banii ăștia, dar pot să vin cu specialiștii mei care să te ajute. Nu înseamnă neapărat bani în momentul ăsta. Ajutoarele care pot veni din exterior pot să vină cu, uite, îți oferim, spre exemplu, o zonă în care se desfășoară activitatea dacă tu nu ai în universitate. Sau oferim niște specialiști, sau oferim zone de lucru pragmatice, pentru că tu ai niște laboratoare, universitatea, dar ai niște laboratoare. Hai să spunem că acolo e idealul. Ia-ți oamenii, studenții, și vină să lucrezi într-un mediu real. Hai să nu spunem că noi suntem virtual, dar noi suntem, cum să spun, așa mai ideal, laboratoriu ideal, acolo că se întâmplă în mod ideal. Dacă te duci într-o zonă de producție în care vezi cu bune, cu rele, cu, știți? Și atunci, chiar și asta, și asta se numesc în general internship-uri, cum spuneam, da? Care dacă ai fericirea sau cei aleși din acea masă de studenți, câțiva să fie și plătiți, este mult mai bine, da? Și într-adevăr, cine își dă silință, cine este remarcat prin atitudine, prin cunoștințe, prin dorința de a se dezvolta, este normalizat și pentru parte de burse. Lucru iarăși foarte important. Deci, încă o dată, nu mai este noțiunea rigidă, iarăși, care, repet, scriptic a rămas, contract de sponsorizare. Da. Dar altfel se discută termenii, da? Nu este o simplă reprezentare de fața mea, brandul meu, uite. Da. Foarte surprinzător din punctul de vedere, spuneam, băncile au început să vină spre, autoritățile locale au înțeles lucrul ăsta și vin spre noi. Comunitatea locală are nevoie de acest brand și observ că din ce în ce mai mult ne dezvoltăm, ne schimbăm. Suntem, e clar, o paradigmă în schimbare. Clar, și din punctul ăsta. Da, din punctul meu de vedere, lucrul ăsta se întâmplă pentru că de câțiva ani dumneavoastră v-ați deschis și către mediul de business și către comunitate. Adică se vede o schimbare inclusiv din partea dumneavoastră. Până la urmă, ăsta e rolul nostru, să ne adaptăm la ce își dorește adică, piața. Da, dar până la urmă putea să ne dorești ce suntem, universitate, bun, finanțarea de unde? Vine de la per capita sau cum se cheamă. Corect, corect. Atâta trebuie, atâta facem. Ăsta e pătratul, da, stăm în pătratul nostru. Bun, și atunci, cum spuneam, ne dorim mai mult. Era probabil un faliment pe termen lung, faliment nu în sensul de... Mai era chiar faliment și știi ce? Pentru că spuneți așa, per capita, așa, dacă studentul nu vede interes la tine. Da.
Firmele nu văd interes de a te adapta la tine să-i oferi acea pregătire de specializare. Să duc la alții, că până la urmă, orice am spune, există o piață concurențială și aici. Categoric, categoric. Iar epoca în care trăim, mobilitatea, distanțele s-au comprimat, ne-am urcat în avion, am mers la București într-o oră, sau la Cluj, sau la Timișoara. Și observați acest reașezare, dacă observați, nu numai piața universităților de stat, dar observați că vin cu denumiri noi, cu programe de învățământ, cu specializări noi și așa mai departe. Desigur că suntem și nu numai obligați, chiar doar ne dorim să ne schimbăm astfel încât să ne adaptăm la ceea ce se dorește și, repet, n-a venit doar din interior. Este o întâlnire undeva amiabilă la jumătatea drumului și asta este foarte bine. Păi da, pentru că și companiile și-au dat seama că dacă nu anticipează lucrul ăsta și iau pur și simplu ingineri gata școliți, fără a-i îndruma un pic pe zona de care au ei nevoie, corect. Practic ei au niște costuri ulterioare, nu? De perfecționare, specializare sau cum se cheamă, sau la locul de muncă sau... Perfecționarea la locul de muncă înseamnă niște costuri, niște greșeli, niște... Ei încearcă să minimizeze aceste cheltuieli de care vorbiți, pentru că asta înseamnă un manager de proiect adevărat, da? După preceptele adevărate ale managerului, și atunci ei încearcă să-și, tot datorită acestei dezvoltări, necesități de dezvoltare foarte rapidă, și atunci îi spun, în cei 4 ani să încercăm să dezvoltăm ceea ce... Înainte vreme să cel rezolva. Care intră la mine pe poartă să-mi aducă 2 lei în loc să-mi aruncă 1 leu din prima iar lună. Vorbim de valoarea adăugată a cărui. Da, și atunci paradigma, cum spuneați, la ei s-a schimbat, pentru că la beneficiari, viitorii angajatori, pentru că înainte vreme spuneau, băi, care e cel mai bun? Cine e vârful de promoție? Care îl angajez eu? Știu, tu l-ai învățat, trebuie, las că îl învăț eu practic, am timp. E, nu mai au timp. Da. Atunci ei spun, nu mai au timp și costă. Exact, pentru că resursa... Și încă ceva, nu mai e singur, că au mai apărut încă 2-3 companii care s-ar putea să-l atragă celălalt. Iarăși concurența este și pe piața lor la fel. Da, asta înseamnă concurența, cum concurența, spuneam și la dumneavoastră, marele avantaj rămânând însă poziționarea geografică până la urmă, un bazin grozav, zic eu, sudul Ucrainei, zona Cernăuți, Republica Moldova, toată Moldova românească, nu știu, chiar până la Dobrogea, până la Carpați, cred că aveți o zonă, un bazin destul de ok. Corect, și se extinde de la an la an. Asta se observă și atât la înscrieri, la partea de admitere, se vede foarte clar. Da? Se pot face și se fac statistici în funcție de sunt regiuni. Convins că aveți, da. Și observăm foarte mulți și avem și foarte multe proiecte transfrontaliere care poate că rezultatul creșterea acestui număr de admitanți poate să vină. Și nu numai proiectele transfrontaliere, că poate n-am vorbit deloc am vorbit de campus universitar, dar știți campus studențesc, care e un mic orășel, evident că... Da, un oraș, da. Sunt 17.000 de suflete care trăiesc... Păi, nu știu, Târgu Frumos are 15.000 sau ceva ce ăsta. Pașcanul are 30.000. Da. Pe o suprafață, raportat la metru pătrat, sunteți peste... Nu, aici trebuie să fac o rectificare. 17.000 de studenți. Așa, și din care 7.000 în Tudor. În jur de 8.000 în Tudor. Cu atât mai mult că știți foarte bine că an de an am susținut și niște locuri din alte zone universitare ale orașului. Zilele astea nefericite ajutăm partea de refugiați. Deci avem posibilități și confort. Deci să nu o spunem, pentru că se fac eforturi mari, iarăși tot din fonduri sau din proiecte pe care le scriem, astfel încât să oferim nu numai confort, ci imaginea, să dăm imaginea unui campus modern. Asta e foarte clar. Păi, în decizia asta proaspătului absolvent de liceu, cred că... Foarte mare, impactează foarte mult condițiile, pentru că, hai să spui, la școală cât stai? 4, 6, 8 ore? Da, dincolo stai 4 ani. Exact. Și atunci... Măcar. Exact. Și e foarte important, într-adevăr. Și zona asta, dacă ați observat, spuneam a proiectelor, fie transfrontaliere, vorbeam de vecinătăți, fie cu popularizarea care o facem în caravanele studențești,
vă spuneam altfel, vine informația, în care se încearcă explicarea, detalierea, dacă vreți, a ceea ce, ce se va întâmpla în următorii 4 ani, ajută foarte mult. Păi caravana, eu o văd cu dublul lor, pe lângă faptul că, nu știu, creșteți numărul candidaților, eu cred că rolul caravanei și acela de a diminua abandonul după primul chiar an. La nivel de, da, exact. Pentru că una e, când, cum spuneați, știu clar unde mă duc, da, mă mai duc unde, doar unde îmi permite media. Da. Corect. Și după un an sau doi să-mi dau seama că nu-i pentru mine, corect, și o iau de la capăt și pierd timp și, în fine, corect, și bani. Și, da. Vorbeați de zona asta de educația antreprenorială, o văd și pe asta ca pe o preocupare a universității în ultima perioadă. În ce cheie e gândită? De ce? În afara competențelor strict tehnice cu care ne aduce mintea noțiunea de inginer-arhitect, aceste proiecte antreprenoriale care se desfășoară prin universitate și fundație au rolul de a crea o altă abilitate a tânărului specialist, să spunem, în zona de a înțelege, de a-și crea, dacă vreți, până la urmă, competențe de a conduce un astfel de proces industrial, de business, dacă vreți, până la urmă, da? Și atunci ei își doresc, foarte mulți își doresc, pentru că economia românească permite lucrul ăsta, ar trebui să producem din ce în ce mai mult, pentru că a trăi o țară întreagă doar din servicii complicat. Lucrul ăsta este posibil pe piața românească, e posibil, ne ajută foarte mult ceea ce spuneam și fondurile, cum spuneați dumneavoastră, fondurile, și sunt foarte multe fonduri europene pe zona startup-urilor, care e un incubator, e ceva mic. Și atunci exact asta își dorește să fie, un incubator, totul să plece de aici. Da? Pe lângă, iar apetența, și nu exagerez că spun apetența, tinerilor în zona de a-și crea și a-și conduce propriul business mic. Uh-huh. 2-3 oameni crescând în funcție de posibilități și de dorința de muncă, evident, hai să spunem, antreprenorului. E un termen puțin uzat. Dar celui cu inițiativă, până la urmă, care are și cunoștințe și dorință de a face lucrul ăsta. Pentru că sunt și mulți cu cunoștințe care spun, da, suficient atât. Da, da. Nu mă complic să și fac lucrul ăsta. Această autosuficiență de care vorbeam începe să dispară. Și atunci... Bun, da, sau măcar te lămurești din capul locului. Corect, corect. Nu pot sau nu pot. Exact, nu sunt făcut pentru asta. Știu cunoștințele astea, o să lucrez acolo, dar nu sunt pregătit sau nu vreau să conduc eu însumi. Corect, corect. Dacă ar fi, nu știu, ca ne întoarcem un pic la zona asta de finanțare, dacă ar fi ca dumneavoastră să puteți modifica ceva din legislația în domeniu, ce ați modifica? Adică ca să puteți atrage fonduri mai simple. Nu știu dacă aș modifica neapărat în legislație. În legislație sunt niște lucruri pe care ne... Știu că vorbim de legea, există legea asta a sponsorizării, până la urmă nu mai țin. Există o lege a sponsorizării. Știu că vorbeam, iarăși... Nu aici e problema. Dacă noi trebuie să identificăm, știți că fundația este condusă în condus. Este asigurată acest bun mers al fundației de un consiliu director. În consiliu director suntem 7 colegi. Fiecare vine cu inițiative. Inițiativa de ce? De a crea resurse până la urmă și de idei în care să ajutăm anumite, fie, spuneam, studenți, fie ca didactici, fie care să intrăm în această interrelaționare cu toți actorii de care vorbeam necesar aici. În legislație, nu știu dacă e nevoie neapărat de schimbări foarte mari. Există dorința de a aplica legislația existentă. Sau există dorința de a încerca să explici, să înțeleagă. Ne lovim uneori de un imobilism. Știți, la un moment dat. Și ați vă dau un exemplu care eu personal, nu în calitate de membru al fundației, care mă lovesc. Mi-aș dori, poate, sau poate n-am eu cunoștință, dar trebuie să-l spun, de o mai mare dezvoltare a parteneriatelor public-private. Și aici avem o mare problemă, da? Este o problemă. Toți vorbim așa, știți, n-avem autostrăzi. Da. Nu vreau să dezvolt subiectul, da? Pentru că toată lumea e în gura tuturor în zilele noastre, știi? Din păcate e dezvoltat doar în vorbe, da? Mă rog. Sau, de-aia am zis că în cazul să mai vorbim și noi. Da. De-aia ziceam. Nu, da, vedeți, în zona asta, chiar în zona mică, da? În care, noi intrăm cu atât pentru asta. Da. Este o neîncredere. Există legislații.
în zona. Sigur că orice legislație este perfectibilă, da, da, categoric. Dar uneori există și un imobilism al oamenilor. De ce să intru eu în zona aia când eu sunt banii mei, fac eu ce vreau, de da, când acolo sunt fondul ăsta, trebuie verificate altfel. Repet, da, nu intrăm în detaliu. Da. Dar este evident că aici, cred eu sau văd eu, mă întrebați, nu neapărat schimbarea legislației. Sigur că ea se modifică în timp, da? Dacă reprezentanții noștri pe care am ales sunt acolo legislativi, pot să facă lucrul ăsta sau ne ascultă sau ne aud, că uneori ne ascultă, dar nu ne aud, și invers. Spuneam, mi-aș dori o altă conștientizare. Avem legislație, trebuie doar, iarăși, o schimbare mentalitate în zona asta. Da, probabil că și lipsa unor, unor proiecte care au avut succes. A, da, asta da. Adică eu dacă mă raportez la ea și acum, poate mă lăsați câteva ore să mă gândesc, dar nu mi-aduc aminte. Bun, dar putem să uităm peste graniță. Haideți să nu uităm. Să zice, bun, nu avem, da. Cum celălalt a putut? De ce are el confort? De ce este relaxat? De ce? Da, și atunci te întreb, ce a făcut ăla și nu pot să fac eu? Hai să zicem, nu există legislație, o creăm. Avem, știți că la nivel de legislație europeană, directive europene, care de multe ori ele vin din zona practică a mai multor țări, da? Și atunci sigur că adaptezi pentru România și poți să creezi și o acea lege care să-mi poată permite acest lucru, știți? Din punct de vedere al, ca noi, ca fundație, cum spuneați, ca ONG, sigur, putem aduna bani, dar iarăși imobilismul oamenilor, nu-i cazul aici, spuneam că se dezgheață lucrurile, în sensul ăsta e din ce în ce mai bine. Dar trebuie implicați, atunci trebuie să vrea să știți foarte bine că nu puțin, dar e greu să ieși din zona ta de confort. Știi? Dar eu sunt obișnuit să merg la serviciu la 7, la 3 jumate să mă duc acasă, mănânc la ofis. Da, de ce m-aș complica, exact, deci m-aș complica existența? Exact. Pentru că beneficiile probabil. Și totul vine din educație, până la urmă. Îmi doresc mai mult, cum spuneam, îmi doresc confort, îmi doresc o viață mai ușoară, îmi doresc să fac și altceva, sau unii observăm, o fac o perioadă de viața asta și pun să asta o știu, îmi doresc altceva. Da? Și iarăși revenim la educație. Da? Tot ține din educație. Lucrul pe care îl facem nu noi și dumneavoastră și toți ceilalți care ne arătați exemple similare. Da? Spuneți, nu există exemple. Există exemple. N-am eu cunoștință dacă există la nivel de România, dar sigur ne putem uita la alții de afară. Și atunci găsim pârghiile necesare. Sigur. Eu cred că nu asta e o imposibilitate de a rezolva. Dacă vorbim iarăși de finanțare, cum ați mai întrebat, sigur, toate proiectele astea care încercăm să le facem de comun, uneori ies, uneori nu ies, depinde și uneori și intenția e bună. Ca o sursă de finanțare, noi mai avem, spre exemplu, ONG-urile și formularul 230. Redirecționarea acelui, știți foarte bine, 3,5% la persoanele fizice sau o parte din profitul pe care îl o companie pe o anumită zonă. Și aici avem discuții cu absolvenții noștri care au avut succes în business, conduc firme și atunci încercăm să atragem. Este o chestie bună legislație care e doar de câțiva ani, dar care atrage niște fonduri deloc nesemnificative. Da? Ai, cum spune românul, ai pe ce pune mâna. Pleci de la ceva. Da. Și după aia te extinzi, te dezvolți adăugând strat cu strat. Bun, deci spuneți că, ca să ne apropiem de final, să încheiem în nota asta optimistă, poate nu se mișcă la fel de repede pe cât am vrea, dar lucrurile sunt în progres, se întâmplă transformări, doar că trebuie comunicare și Aș vrea să luăm inițiativul și avântul tineretului, experiența cadrelor didactice din zona de predare și resursele și pragmatismul celor din mediul de afaceri. Și toate astea trebuie să ducă și eu aș dori să luăm din perioada asta grea prin care trecem doar lucruri bune. Și să vedem, domnule, ce am putea face, apropo și de, vorbeam la un moment dat de managementul proiectului. O componentă a managementului este managementul riscului. Haideți să ne gândim dacă se întâmplă asta, dacă, cum fac, da, cum crezi lucrurile. Sigur, astea le creăm tocmai în aceste proiecte de care spuneam, există și aceste cursuri de managementul proiectului și riscurilor. Dar românii mai fatalist, așa, știți?
Eu aș prefera să propună soluții și să gândească soluții pentru a evita riscuri sau pentru a se descurca în situațiile astea de risc. Dar până la urmă, asta, cum spuneați, într-un mediu, eu sunt optimist de fire și observ lucrul ăsta și la cei care vin și spuneam, există aceste posibilități de resursă umană, atât tineretul, cât și, tineretul mă refer la student, cât și colegii mei, păi nu, tineri sau eu asta mai am de constatat tineri. Că față de discuția de acum 3 ani, nu? Da, da. Numărul actorilor a crescut. Văd la dumneavoastră o altă, nu știu, un alt entuziasm în relaționarea cu toată lumea. Clar. Deschiderea, ați spus că inclusiv de la studenți, inclusiv de la... Nu văd de ce n-ar merge înainte toate lucrurile astea. Merg înainte, dar merg greu. Păi da, da, la, aici la ce mi-aș permit eu. Sigur că da, și legea ar putea fi... Să facem o autostradă din poteca asta, dacă tot... Ar fi perfect, dar toate astea înseamnă să colaborăm toți. Și se pare că se adună. Adică cred că și alții, exact cum spuneam, au luat din zona asta... Poate că ne-a trezit un pic. Haideți să o luăm altfel. Poate că ne-a trezit un pic perioada asta grea prin care am trecut și a zis, nu mai vreau să lucru. Sau dacă se mai întâmplă, cum aș putea să o dezvolt, să mă descurc în zona asta, da? Și atunci poate că aceste vicisitudini prin care am trecut, perioada grea prin care am trecut, poate ne-au dezvoltat un pic și ne-au pus să gândim mai mult ceea ce spuneam la riscul. Și probabil că din zona asta trebuie să vină, să ne dezvoltăm altfel. Partea și de dezvoltare personală, până la urmă de acolo venim, da? Să ne dorim mai mult, da? Și lucrurile astea nu se pot face decât dacă toți punem mânuță cu mânuță și nu mai spunem că pe mie ce-mi iese. Nu-i treaba mea, nu-mi iese nimic. Exact. Mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Cu drag oricând și vă mulțumim încă o dată că ne-ați permis să ne mai explicăm o dată mai în fața unui domnul general lucrăm cu persoană, cu volum mai mic. Da, da. Datorită dumneavoastră avem, poate, vocea noastră va fi mai puternică. Mulțumesc încă o dată pentru discuție. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit. O zi bună tuturor.